Echipa masculină de handbal a Stelei a reușit un nou succes în Liga Națională. roșii baștri, pregătiți de către antrenorul Ovidiu Mihailă, s-au impus în fața celor de la Mina Urbaia Mare cu scorul de 31 la 25. Grație acestui succes, Steaua a urcat pe locul al cincilea în clasament cu 32 de puncte. Pentru Steaua cele mai multe goluri au fost marcate de către Stefan Vuici, 6, Nemania Gribovici, Ionuță Georgescu, Gabriel Flora și Aslanian Samvel, fiecare cu câte patru reușite. Obiectivele Stelei în acest sezon sunt cucerirea titlului național și a Cupei României. Fapt confirmat și de către pivotul Martin Johansson. O echipă bună și, și bază până ultima secundă. Meci, meci, nu a fost ușor. Nu putem să luăm obiective mai josete cât anul trecut. Începem să ajungem în finală, cel puțin la amândouă competiții. Antrenorul principal al stelei, Ovidiu Mihailă, a tras concluziile meciului cu Mina Urbaia Mare. Victorie frumoasă, o victorie muncită, care am arătat un handball bun. Sunt extrem de mândru acești băieți care fac și sacrificii fantastice, ținând cont că suntem foarte puțini și seria jocurilor încep să vină, dar dar au reușit să, să se concentreze și să facă și din această zi o sărbătoare și o bucurie pentru noi. Următorul meci al steliștilor va fi în Sehalig, în Belarus, cu Meshkov Brest.